Capitolul 1. După moartea lui Iosua, copiii lui Israel au întrebat pe Domnul și au zis: cine dintre noi să se suie întâi împotriva cananiților ca să pornească lupta cu ei? Domnul a răspuns: Iuda să se suie. Iată că am dat țara în mâinile lui. Și Iuda a zis fratelui său Simeon: suie-te împreună cu mine în țara care mi-a căzut la sorți și să luptăm împotriva cananiților. Și voi merge și eu cu tine în țara care ți-a căzut la sorți. Și Simeon s-a dus cu el. Iuda s-a suit și Domnul a dat pe cananiți și pe fereziți în mâinile lor. A ucis 10.000 de oameni la Bezec. Au găsit pe Adonii Bezec la Bezec. Au pornit luptă împotriva lui și au bătut pe cananiți și fereziți. Adonii Bezec a luat fuga, dar ei l-au urmărit și l-au prins și i-au tăiat degetele cele mari de la mâini și de la picioare. Adonii Bezec a zis: 70 de împărați, cu degetele cele mari de la mâini și de la picioare tăiate, strângeau mâncare sub masa mea. Dumnezeu îmi răsplătește și mie cum am făcut. L-au dus la Ierusalim și a murit acolo. Fiii lui Iuda au pornit lupta împotriva Ierusalimului și l-au luat. L-au trecut prin ascuzișul săbiei și au dat foc cetății. Fiii lui Iuda s-au pocorât apoi ca să bată pe cananiți care locuiau muntele, ținutul de miază zi și câmpia. Iuda a pornit împotriva cananiților care locuiau la Hebron, numit mai înainte Chiriat Arba, și a bătut pe Șeșai, pe Ahiman și Talmai. De acolo a pornit împotriva locuitorilor Debirului. Debirul se numea mai înainte Chiriat Sefer. Caleb a zis: voi da pe fiică mea Axa de nevastă cui va bate Chiriat Seferul și îl va lua. Otniel, fiul lui Kenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb, a pus mâna pe cetate. Și Caleb i-a dat de nevastă pe fiică sa Axa. Când a intrat ea la Otniel, l-a îndemnat să ceară un ogor de la tatăl ei. Ea s-a pocorât de pe măgar. Și Caleb i-a zis: ce vrei? Ea i-a răspuns: dă-mi un dar, căci mi-ai dat un pământ secetos. Dă-mi și izvoare de apă. Și Caleb i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. Fiii Kenitului, socrului Moise, s-au suit din cetatea Finicilor împreună cu fiii lui Iuda, în pustia lui Iuda, la miază zi de Arad, și s-au dus de s-au așezat între popor. Iuda a pornit cu fratele său Simeon și au bătut pe cananiții care locuiau la Tefat. Au nimicit cetatea cu desăvârșire și au numit-o Horma, nimicire. Iuda a mai pus mâna pe Gaza și pe ținutul ei, pe Ascalon și pe ținutul lui, și pe Ecron și pe ținutul lui. Domnul a fost cu Iuda și Iuda a pus stăpânire pe munte, dar n-a putut să izgonească pe locuitorii din câmpie, pentru că aveau cară de fier. Au dat Hebronul lui Caleb, cum spusese Moise, și el a izgonit de acolo pe cei trei fii al lui Anac. Fiii lui Beniamin n-au izgonit pe iebusiții care locuiau la Ierusalim. Și iebusiții au locuit în Ierusalim cu fiii lui Beniamin până în ziua de azi. Casa lui Iosif s-a suit și ea împotriva Betelului și Domnul a fost cu ei. Cei din casa lui Iosif au iscodit Betelul, care mai înainte se chema Luz. Străjerii au văzut pe un om ieșind din cetate și i-au zis: arată-ne pe unde putem intra în cetate și vom avea milă de tine. El le-a arătat pe unde ar putea să intre în cetate și au trecut cetatea prin ascuțișul săbiei, dar pe omul acela l-au lăsat să plece cu toată familia lui. Omul acela s-a dus în țara hetiților, a zidit o cetate și i-a pus numele Luz, nume pe care l-a purtat până în ziua de azi. Manase n-a izgonit nici el pe locuitorii din Bet-Shean și din satele din prejurul lui, din Taanac și satele lui, din Dor și satele din prejurul lui, din Ibleam și satele din prejurul lui, din Megido și satele din prejurul lui, așa încât cananiții au izbutit să rămână în țara aceasta. Când Israel a fost destul de tare, a supus pe cananiți la un bir, dar nu i-a izgonit. Efraim n-a izgonit pe cananiții care locuiau la Gezer și cananiții au locuit în mijlocul lui Efraim la Gezer. Zabulon n-a izgonit nici el pe locuitorii din Chitron, nici pe locuitorii din Nahalol. Și cananiții au locuit în mijlocul lui Zabulon, dar au fost supuși la un bir. Nici Asher n-a izgonit pe locuitorii din Aco, nici pe locuitorii din Sidon, nici pe cei din Ahlab, din Akzib, din Helba, din Afik și din Rehob. Și așeriții au locuit în mijlocul cananiților, locuitorii țării, căci nu i-au izgonit. Neftali n-a izgonit pe locuitorii din Bet-Shemesh, nici pe locuitorii din Bet-Anat,
și a locuit în mijlocul cananiților, locuitorii țării. Dar locuitorii din Bet-Șemeș și din Betanat au fost supuși la umbir. Amoriții au dat înapoi în munte pe fiii lui Dan și nu i-au lăsat să se coboare în câmpie. Amoriții au izbutit să rămână la Har-Heres, la Aialon și la Shaalbim, dar mâna casei lui Iosif a apăsat asupra lor și au fost supuși la un bir. Ținutul amoriților se întindea de la suișul Acrabim, de la Sela și în sus.